Uniunea Scriitorilor din România, SC Bibliopolis S.A. și editura Cartea Doamnei au oferit nemțenilor luni 8 decembrie plăcerea de a participa la un eveniment deosebit, sesiunea de autografe a scriitorului Lucian Strochi. A fost lansată integrala prozei scurte, care cuprinde 111 povestiri, grupate în volumele Ultima Sirenă, Insula lui Isus și Trenul de Sticlă. Au prezentat scriitorii Cristian Livescu, Constantin Munteanu, Constantin Tomșa și Cornel Paiu. Lucian Strochi își lansează un ciclu de trei cărți care însumează integrala prozei scurte, așa și-o intitulează, și de mai multă vreme lucrează la acest proiect al său, un proiect propriu. Este un proiect de maturitate, pentru că vine o vârstă când începi să tragi linie și să vezi ce s-a adunat în urmă, din urmă, mai bine zis, și ce cărți ai scris și ce merită să aduci, să vezi, să te confrunți din nou cu publicul spre a fi în actualitate. Tatăl meu avea o vorbă și spunea așa: dacă nu isprăvești un lucru, ești un neisprăvit. Eu sunt un isprăvit pentru că am isprăvit această integrală a prozei scurte. Este primul proiect pe care l-am încheiat din alte multele. Și, într-adevăr, așa cum bine spunea Cristian Livescu, mi-am dirijat opera, am încercat să o domin. Recunosc că uneori m-a dominat ea, dar asta e viața, asta e arta. Lucian Strochi s-a născut în Hunedoara, la Petroșani, la data de 23 iulie 1950. În prezent, alcătuiește antologii, face critică și istorie literară, critică de artă.